ședință ordinară a Consiliului Local, prin dispoziția domnului primar. Materialele pe care le-ați avut la dispoziție au fost din comisii avizate cu număr de 3, 5 și cu număr de 2 voturi. Aș dori să analizați procesul verbal din ședința anterioară, dacă aveți precizări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă, să abține cineva? Pentru a conduce ședința ordinară de astăzi, trebuie să fac o propunere pentru un președinte de ședință. Aștept propunerile dumneavoastră. Care au fost? Propun domnul Viticianu, fiindcă el este aici, am trebuit să iasă afară în curte. Este salariat la primărie și alte s-a numit. Aveți alte propuneri? Doamna Margarita. Am propus să-l știu în trecut și știu în trecut că am aruncat și ne-am propus. Dar nu este afară, nu este afară, nu este afară. Vă spune ce puteți fi. Acum, dacă stăți să facem anunțe motivații, propune și supunem la bură. Doamna secretară, am mai fost dată de data trecută când s-a propus și doamna Lugan mi-a promis că m-a dat la absolut, acolo. Absolut. S-a motivat atunci că pleacă din țară. Eu propun de doamna Lugan. Acum poți să mai dau propunerea dumneavoastră. Deci, această propunere pentru domnul Mititele Ion, pentru că a fost prima propunere. Cum propuneri sunt? Un bun. Doamna Lugan Margareta, celelalte 10. Președinte de ședință, doamna Rufanu Margareta. Care i-a dat cuvântul să conducă ședința și să propună proiectul din de zi. Mulțumesc! Deci, în ședința de astăzi avem un proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului procedarea anelor precedenți, primarul comunului Sucheni și de Țupacău, în aplicarea temeiului juridic prevăzute de dispozițiile articolului 58 din legea 173/2006, legea finanțelor publice locale actualizate, prevăzând nivelul conducătorului utilizare. Punctul B, 129, articolul 4, litera A din organ ONG de organizare, privind codul administrativ, având în vedere referatul numărul 1823/24/2020, privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți, întocmit de compartimentul financiar contabil, propune. Se aprobă cheltuirea sumei de 287.615 de lei din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru următoarele investiții. Puți forat școala Grădușarului 22.000 de lei, înființare rețea distribuției gaze naturale în comuna Secăși de Țubacău 24.000 de lei, reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Secăși 18.800, înființarea rețelei de canalizare a apeuzate menajere și a stației temporare în comuna Secăși de Țubacău 222.580 de lei, primarul comunii va duce la îndeplinire prevederile de hotărâri. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, să trecem să discutăm fiecare punct în parte. Punctul 1. Se aprobă cheltuirea sumei de 267.580 de lei din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru următoarele investiții. Dacă sunteți de acord cu suma. Punctul A. Puț forat, școala Grădușoare, 28.000 de lei. Dacă sunteți de acord. Și dacă aveți eventual 7.000 întrebări. Punctul B. Înființare rețele distribuire gaze naturale în comuna Secheș, 24.000 de lei. Dacă sunteți de acord cu acest punct. Eu nu sunt de acord, aici eu mă abțin atât timp cât n-am văzut nicio hârtie, n-am văzut niciun proiect, n-am văzut absolut nimic. Eu nu sunt de acord ca banii să meargă cu vorbe. Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Secheș, 18.800 de lei. Dacă sunteți de acord cu suma respectivă.
Înființarea rețelei de canalizare a uzate de menajerii și a stației de curare comuna Secuiești de Țubacu, 222,5 de bani. Eu aici mă abțin, că nu votez, nu sunt de acord. În primul rând, primăria a făcut un împrumut de 4 miliarde jumate și a împovărat primăria în comuna Secuiești de 20 de ani. Nu sunt de acord sub nicio formă ca această sumă de bani. Una la mână. Apoi, toate lucrările sunt lăsate de izbere, știi? Nu este lucrare, nu, în primul rând, nu sunt de calitate. Oricum, la această lucrare o să fie nevoie de expertiză la fața locului, că nu vă spun ce am văzut eu la strada mea. Canalizarea mea este jos, la noastră, și țierile sunt sus, mă rog. Dar aici nu sunt de acord, fiindcă nu este nici jumătate făcută și să zic că mersi de banii care eu primit. Și așa au făcut lucrările de cea mai proastă calitate. Cine este pentru la acest și cine este împotrivă? Dacă mai sunt alte discuții. Punctual, ați discutat pe baza acestui proiect de hotărâre. El trece având în vedere, în forma prezentată, având în vedere că sunt majoritatea celor care au votat. Dar atenție, pentru că în final trebuie supus la vot tot proiectul de hotărâre în forma aceasta sau dacă se solicită o modificare la el. Din urmare, dacă mai aveți ceva de completat, dacă nu, o supunem la vot ori în forma aceasta, ori să intervină cu modificări. Supunem la vot, la vot în forma în care s-a votat. Păi în forma în care s-a votat, proiectul de hotărâre trece. Păi este tot, doamna secretară, dacă este votat, înseamnă că este trecut. La ce să mai spunem o dată la vot? Sau ce să mai schimbăm forma? Păi, dacă în majoritatea este de acord. Nu am schimbat forma, domnul viceprimar. În final, o să fii supus la vot, eu am pus întrebarea pentru ca să nu existe nicio fel de trebuie. Au trecut toate punctele și sunt votate. Ce mai trebuie să mai... Doamna președintă. Cu aceste spus, să declară închis ce să mai facem. Deci rămân în forma în care s-a votat. Clar. Dacă este clar, s-a votat până acum toate punctele, clar o trecut. S-a votat în forma. Domnul Clar, domnul...